Comuna Braniștea dispune de toate cele necesare în situații de urgență. Printr-un program transfrontalier cu Bulgaria s-au achiziționat utilaje performante pentru stingerea incendiilor. Primarul localității, Marin Ion, dar și concetățenii săi sunt mulțumiți de această investiție în valoare de 1.900.000 lei. Primarul localității Braniștea, Marin Ion, a arătat de-a lungul timpului un mare interes în ceea ce privește bunăstarea concetățenilor lui. Astfel, printr-un program transfrontalier cu Bulgaria s-au achiziționat utilaje noi și instalații pentru stingerea incendiilor. Este vorba despre o auto specială de stins incendii, stingătoare, echipament ISU, dar și un buldo-excavator cu un tractor de o mare putere. Valoarea acestei investiții este de 1.900.000 de lei. Lucrare de care sunt foarte mulțumit și eu și concetățenii mei este achiziția din fonduri europene printr-un program transfrontalier cu o localitate din Bulgaria a unor utilaje performante și instalații de asemenea foarte performante pentru stingerea incendiilor și care sunt de un real folos pentru comunitatea noastră. Mă refer în primul rând la o auto specială pentru stingerea incendiilor, la un buldo-excavator, un tractor de mare capacitate cu remorcă, instalații de stingere a incendiilor și echipamente pentru dotarea oamenilor care participă la stingerea acestor incendii. Valoarea totală este în jur de 1.900.000 de lei, mai precis 440.000 de euro, partea care ni s-a cuvenit nouă, din totalul de 1 milion și ceva de euro, vreo 300 și ceva revenindu-i comunei Broșteni, diferența comunei Bosnița din Bulgaria. De o mare importanță pentru comunitatea locală este și construirea unui garaj pentru adăpostirea acestor utilaje. În acest moment, lucrările sunt în plină desfășurare, iar valoarea acestei construcții este de aproximativ 600.000 de lei din surse proprii. Ce ne puteți spune despre această construcție? Este a primăriei, iar aici vor veni mașini de pompieri, buldo, o rabă, ce au dânsii și bag aici în aceste magazine. De alea am făcut un fel de hangar, de să intre toate pe timp de iarnă, când este și de frig afară, să poate le scoate de aici fără probleme. Ce ne puteți spune despre construcția aceasta, despre modul în care s-a construit, materialele sunt de calitate? Da. Iar noi muncim pentru că trebuie să muncim, că de-aia plecăm de acasă, avem un serviciu și trebuie să ne facem treaba fiecare. Aceste utilaje sunt necesare în comuna Braniștea? Da, pentru că pe timp de iarnă n-ai un buldu, n-ai o salvare, ferească Dumnezeu, n-ai o mașină de pompieri, nu ai o rabă care trebuie să iei niște piatră să duci de colo-colo, sunt foarte necesitare, să știți, pe cuvânt de onoare. Aceste utilaje performante sunt de un real ajutor pentru comunitatea locală. Simpli și gospodari, oamenii de aici sunt conștienți de necesitatea acestor utilaje și sunt recunoscători primarului localității Marin Ion pentru interesul acordat în ceea ce privește bunăstarea concetățenilor lui.